Primele intervenții în anul 2020 ale pompierilor olteni pentru a scoate persoane din apă au fost la două tragedii, una în județul Olt, iar cealaltă în sprijinul colegilor din județul Dâmbovița. Doi minori, ambii în vârstă de 12 ani, au vrut să facă o baie și au fost înghițiți de curenții puternici ai apei. Una dintre intervențiile pompierilor a fost în localitatea Vlădila din județul Olt. Copilul a fost la scăldat cu câțiva prieteni care s-ar fi speriat după ce acesta a dispărut sub apă și au anunțat târziu cele întâmplate. Abia seara au fost chemați pompierii care au scos din apă trupul neînsuflețit al copilului. Cea de-a doua intervenție a fost în noaptea de sâmbătă spre duminică în localitatea Vlădila din județul Olt. A fost vorba de un copil în vârstă de 12 ani înecat în balta Vlădila. Misiunea scafandrilor a fost una dificilă, având în vedere faptul că vizibilitatea era foarte scăzută și temperatura apei de asemenea scăzută. Misiunea a durat aproximativ 2 ore. Copilul a fost găsit, din păcate, decedat. Pompierii din cadrul ISU Olt avertizează că pericolul la scăldat este mare. Chiar și cei care știu să înnoate sunt luați de curenții de apă, intră în panică și nu mai reușesc să se întoarcă la mal. În zona balastierelor se scavează. După cum se știe, se formează curenți de fund, chiar dacă ei știu ceva, dar în special la copii se întâmplă, se aventurează și curenții sunt destul de dificili și uitați ce tragedii se întâmplă. În fiecare an au loc astfel de tragedii după ce copii sau tineri se aventurează în diferite zone pentru a face baie. O responsabilitate o au și părinții, care îi lasă pe copii nesupravegheați. În cele două cazuri așa a fost. Au fost câte 3 persoane, copii, s-au aventurat. În vara anului trecut, 7 persoane au murit înecate în județ. Majoritatea și-au pierdut viața în râul Olt.